Suceava este județul din care s-a dat startul pentru modernizarea punctelor de frontieră. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al Guvernului României pentru proiecte economice, strategice și diplomație publică, senatorul Mircea Joană, care s-a aflat în vizită la punctul de frontieră Vicovu de Sus. După prezentarea punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus, s-au purtat discuții în sala de consiliu local din incinta primăriei Vicovu de Sus. La dezbateri au participat Mircea Joană, ambasadori, consul, dar și oficialități locale și județene. Înaltul funcționar a menționat că este foarte important ca Ucraina și Republica Moldova să fie alături de România prin punctele de trecere a frontierei, care ar aduce și un câștig economic, dar și o relație de cooperare transfrontalieră deosebită. Trăim unul din acele momente în istorie în care apar oportunități și responsabilități excepționale. Trăim vremuri excepționale. Iar la astfel de vremuri, răspunsul trebuie să fie pe măsură. Ca să putem să trecem împreună, în condiții cât mai bune, acest moment de tensiune între Rusia și Occident, de fapt o luptă de influență asupra zonei în care, despre care facem vorbire, trebuie ca tot ce înseamnă energie, proiect, resurse, inteligență, imaginație, solidaritate, competență, să fie puse în slujba acestui proiect de a avea cu adevărat o Europa liberă, unită și democratică și de a lăsa în secolul 21 națiunile să-și aleagă propriul destin și propriul viitor. Avem în acest moment obligația de a ancora Ucraina și Republica Moldova prin cât mai multe fire și fibre de noi și prin noi de Europa. Ambasadorul Poloniei în România a declarat că sprijină acest proiect de modernizare a punctelor de frontieră a României către Ucraina și Polonia, deoarece este un câștig și pentru comunitatea poloneză. Polonia sprijină dezvoltarea cooperării transfrontaliere dintre România și Ucraina. Exemplul Poloniei arată că deschiderea granițelor are avantaje pentru ambele părți. Cel mai mult beneficiază de această cooperare regiunile învecinate granițelor. Și vă prezint câteva informații privind trecerea granițelor dintre Polonia și Ucraina de către cetățenii acestor țări. Lungimea graniței dintre Polonia și Ucraina este de 535 km. Pe ea funcționează 7 treceri rutiere și 5 trecere de cale ferată. Pentru noi, colaborarea transfrontalieră este element foarte important pentru promovarea Uniunea Europeană, pentru parteneriatul estic, pentru dezvoltarea de economiei de țările noastre, României, Poloniei. Avem oportunități foarte bune aici. Prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a făcut o prezentare a granițelor județului Suceava și a activităților desfășurate în punctul de frontieră Siret în ultima perioadă. Dintre aceștia, 87,16 km de frontieră sunt uscat. Frontieră de stat, care în majoritate este vorba de zona fondului forestier, iar 23,94 km sunt pe zona de apă. În ceea ce privește punctele de trecere a frontierei între România și Ucraina, pe această lungime de 650 de km aproximativ, sunt 20 de puncte de frontieră, de trecere a frontierei, din care 7 sunt în regim de trafic internațional, 3 rutiere și 4 feroviare, iar 13 puncte sunt în regim de mic trafic. În ceea ce privește județul Suceava, avem în acest moment operaționale 2 puncte. Vorbim de punctul Siret-Porugnoie, este vorba de
Dobrotia. Totodată este de la Vicșani, vorbim de zona feroviară. Senatorul Mircea Joană a mai participat la o întâlnire în cadrul instituției prefectului la biroul permanent al Partidului Social Democrat Suceava, iar ambasadorii și oficialitățile au efectuat o vizită la Cetatea de Scaun și la Mănăstirea Dragomirna.